m-a fost atunci de bucă aici. Țeci. Uite, bă. Ok. Deja n-am ales locul ăla. Cine ai povestit? Ah, oferim. Merge. Merge. Iuliane, cum a fost la devot? Cum să fie, a fost o senzație unică. Primul moment, poate cel mai important moment din viața mea, deoarece am debutat la prima echipă. Încă o dată îi mulțumesc domnului antrenor că a avut în încredere și mi-a acordat sprijinul necesar pentru a debuta. Îi mulțumesc lui domnul Cătălin Grigore, deoarece a lucrat cu mine tot sezonul care tocmai s-a terminat și m-a ținut în formă. Ce să zic, la meci eram foarte, foarte pregătit să intru, îmi doream să scot câteva mingi, îmi doream să fie o fază importantă ca să pot să mă afirm, că deoarece am intrat doar puțin, doar 10 minute aproape, îmi doream să mă văd cu mingea. Chiar am și spus lui Cristi, domnul Cristi Vlad, când eram pe margine până să intru, i-am zis, Cristi, sper să fie penalti, ceva, o lovitură liberă, să fac un plojon, o paradă, ca să mă remarce, să mă vadă și pe mine, să mă vadă lumea. Iulian, cum e să te antrenezi cu Pesanie și Bornescu? Cum să fie, este foarte, foarte bine pentru mine. Toată lumea mi-a zis că am un avantaj foarte mare, deoarece mă antrenez alături de doi, poate cei mai importanti portari ai momentului din România. Mi se pare, Pesanie mi se pare la ora actuală poate cel mai bun portar, dar eu mă înțeleg foarte bine cu Mircea și îmi pare rău că a plecat. Asta e, n-avem ce să facem. Ce te-a învățat Pesanie? Păi Pesanie mereu mă ajută la antrenament când vede că nu sunt destul de concentrat sau nu fac cum trebuie, mereu îmi zice, uite așa, trebuie să faci așa și așa. Iar Mircea este român de-al meu, mă înțeleg bine cu el de când a venit. Pe mine când m-a debutat la echipa mare, când am primul antrenament, el tocmai atunci a plecat la Ucluj. De atunci mi-a dat niște sfaturi și când s-a întors eram deja prieten cu el. Tu ai trăit alte momente unice la finala cupei când ai fost portarul de rezervă. Da, se compar momentele de atunci cu cele de la Brașov sau au fost mai puternice trăirile? După părerea mea, atunci au fost foarte cele mai puternice trăiri ale mele, deoarece am fost pe bancă la cel mai important meci al Petrolului din ultimii 18 ani, de când m-am născut eu. Atunci țin minte că luase cupa, chiar în anul în care m-am născut eu, 95. Iar acum, cu mine pe bancă luând cupa, a fost o senzație unică, un moment greu de descris. Și la meciul ăsta a fost într-adevăr emoții, dar nu ca atunci, deoarece acum era deja sfârșit, nu era atmosferă, nu erau foarte mulți suporteri. Iulian, dar la antrenamente când trag Mutu, Sicu, Geraldo, Albin, cum nu? Albin când trage e pericol, n-ai nicio șansă. Albin e... De ce? Și Mutu, la fel. Are o lovire foarte bună a mingii, foarte greu. Și pentru, nu doar pentru mine, dar și pentru ceilalți portari să scoată mingile care le șutează. Iulian, tu ești unul dintre tinerii norocoși, dacă putem spune așa, care la vârsta asta conduce un Porsche. Cum e? Da, am avut norocul și mulțumesc lui Dumnezeu să am o familie stărită. Nu am ales asta, dar sunt foarte mulțumit și foarte bucuros că am asemenea părinți care sunt alături de mine și mi-au dăruit tot ce am vrut. Cum e să conduci un Porsche? Cum să fie? Se uită toată lumea după tine pe stradă. Da. Și fetele? Și fetele nu mai spun. Mă caută fiecare. Tot. Dar cum atunci când conduci un Porsche, trăirile sunt, se aseamănă cu cele de pe teren? Nu cred că are nicio legătură una cu alta. Fotbalul e o plăcere, o pasiune, un dar de la Dumnezeu până la urmă de a putea practica acest sport. Iar cealaltă e doar așa, cum să vă spun, un hobby, un stea fin, să nu știu. Da. La fotbalul îl faci din suflet și na. Te gândi că ai o mașină pe care mulți jucători din Liga 1 ar vrea? Da, m-am gândit și la asta, chiar mereu jucătorii ne amuzăm pe treaba aceasta în vestiar, mereu ne amuzăm că e lică cu Porsche, toți vor să mi-l cumpere, să le fac un preț bun la el. Am zis că nu e de vânzare, că nu l-am cumpărat eu, să vorbească cu tata și dacă vrea să-l vândă, poate să-i vedea, nicio problemă. Mersi frumos!
mulțumesc pentru ceva, mulțumesc și eu.